face să zâmbim într-o zi toridă de vară. Ai ghicit, e înghețata! Însă până ajunge în mâinile noastre, aceasta parcurge un drum lung și anevoios. Astăzi ne-am propus să facem o vizită fabricii de înghețată Sandri Leona pentru a dezvălui acest mister. O să îmbrăcăm hălățele, o să încălțăm bahile peste încălțăminte, o să punem capeline peste păr. Apoi ne-am scos brățările, ceasurile și inelele. Iar acum vom îmbrăca halatul pentru a intra pe teritoriul fabricii, unde se fabrică înghețata, propriu-zis. Intrăm în fabrică! Iar acum se identifică fața, lăsăm microfonul, ne spălăm mâinile, ne dezinfectăm. Perfect! Intrăm în secția fierbere. Bună ziua! De aici se începe toată povestea noastră, este zona de fierbere a amestecurilor. În utilajul dat se petrece procesul de pasteurizare. Aceste tancuri de maturare, unde amestecul se află pe o perioadă de minimum 4 ore, pentru ca toate ingredientele să se omogenizeze bine, să se împrietenească, să spunem așa. Acum am intrat în secția de producere propriu-zise, unde are loc formarea, călirea, ambalarea și transferul înghețatei la depozit. Aici avem o înghețată clasică în păcăruți de vape. Aici avem o înghețată sorbet. Este o înghețată vegan. Este transportorul cu înghețată. Întotdeauna va fi un operator care verifică calitatea. Orice înghețată care se abate de la normele de standard va fi înlăturată. Vara este nevoie de forță de muncă în plus. Pe lângă cei 200 de angajați, vin alții 300, majoritatea studenți. Am absolvit recent liceul și am venit aici ca să câștig bani de buzunar. Mulți locuitori din tot raionul Ialoveni au de lucru la fabrică, printre ei doamna Vera. Eu trăiesc pe drum și cu plăcere vin la fabrică. Știm că visul multor copii când au să fie mari să lucreze anume la fabrica de înghețat sau de ciocolată. Cum a fost în cazul dumneavoastră? Eu tot am vrut cu nerăbdare să vin la fabrica de înghețat, să văd cum se pregătește înghețata. Înghețata din Moldova ajunge și pe alte continente. În Africa, de exemplu, se duce cu vaporul. Suntem prezenți în Africa, în Irak, în Dubai. Care e ultima noutate din fabrică? Cred că ultima ar fi faptul că am ieșit pe piața europeană și în luna mai a anului curent am făcut primul export. Ne stăruim să găsim materia primă de acolo de unde este ea originară. Deci bananele din Ecuador, vanilia din Madagascar, fisticul din Irak. Noi singuri preparăm toate semifabricate, toate gemurile, păhăruțele. Și să știți că înghețata nu se mănâncă oricum. Sunt și aici niște reguli. Înghețata este un produs răcoritor de vară, dar pentru a-l savura la justa lui valoare, da? Nu trebuie să-l consumăm foarte, foarte congelat, astfel încât receptorii noștri îngheață și nu mai simțim nimic în afară de răceală. Deci vă recomand să lăsați înghețata pentru câteva minute, ca ea să-și ia temperatura perfectă, astfel încât să fiți în stare să simțiți toate aromele și toată senzația care ea vă poate oferi.